SIS 2094. Anul acesta vine cu mai multe noutăți, o dimensiune și mai mare a acestui festival, a acestui eveniment grandios, i-aș spune, fără farsă modestie. Sunt convins că va fi un eveniment de anvergură, spectacole de teatru, concerte, teatru stradal, peste 30 de teatre și companii invitate, peste 600 de invitați, actori, regizori, performeri, scenografi, artiști, vizuali. Avem 6 locații în care desfășurăm programele anul acesta. Avem invitat o companie de flamenco din Barcelona, un mare spectacol cu Carmen, un spectacol care a avut premiera oficială la festivalul de la Sibiu. L-am văzut anul acesta la Sibiu și acum 3 săptămâni și am luat decizia, ok, trebuie să-l aducem neapărat și la Constanța. Și avem Focus, Radu Afri, avem 5 spectacole, un parteneriat cu Hotelul Continental Forum, unde în sala Ovidius vom avea un spectacol cu totul și cu totul special, se numește Bubula Mare, pentru că avem secțiunea pentru copii, dar ceea ce e foarte important este că este un spectacol dedicat bebelușilor, aș spune, antepreșcolarilor, pentru vârsta 0-3 ani. Trec prin program. Începem săptămâna asta, spectacolul Ultima Oră, în regia mea. Ultimul spectacol, cel cu care închidem stagiunea estivală, este de la Teatrul Național din Târgu Mureș, nou din Focus Radu Aflin, spectacolul Ierbar. Spectacol care anul trecut a obținut premiul pentru nu cel mai bun spectacol, că l-am obținut noi, cu Six Night Stories, dar spectacolul care obținut pentru cea mai bună piesă, Sea Street. După cum bine țineți minte, anul trecut am organizat un festival de teatru stradal în cadrul stagiunii estivale. Anul acesta, din păcate, primăria n-a mai putut susține acest eveniment. L-am redimensionat, este mult mai mic ca anul trecut, dar mi s-a părut important ca el să existe. Vorbim de componenta pentru copii, Sistrii pentru copii, unde din nou Teatrul Țăndărică va apărea în mai multe locații din Constanța. Dar componenta internațională sunt două spectacole mici, de tip batucada, unul din ele de tip batucada și celălalt de acrobații. Vor fi acrobații aeriene și sperăm că ăsta va fi de fapt un punct important în care se va desfășura aici, în Poarta Lumii. Vor fi prezenți la Constanța, pe de-o parte, corul Madrigal, al doilea lucru, festivalul Chimaro. Am acceptat și ne-am alăturat de mersul lui Ervin, cel mai mare ambasador al Constanței de departe de când știu eu. Madrigalul va veni cu 3 evenimente absolut speciale, testante și pe care dorim să le dezvoltăm din ce în ce mai mult. În primul rând va veni cu premiera de la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, spectacolul Ritual, care a avut un succes fantastic și care înseamnă de fapt o mare corabie. Se va monta pe malul mării, în care Madrigalul va cânta și, când spun mare corabie, la Madrigalul mare înseamnă mai mult de 4 tiruri. Va începe această experiență a Madrigalului la malul mării cu un eveniment care a trecut a fost o surpriză fascinantă, Madrigalul la Răsărit. Practic, sărbătoarea mărilor o vom face, vom inaugura, o vom începe, vom starta exact la apariția soarelui pe 15 august, la Răsărit, Madrigalul va avea un recital. Un experiment pe care l-am făcut anul trecut și care a devenit foarte ofertant și pentru madrigaliști, dar și pentru cercetători, este acest duet între Madrigal și delfinii de la delfinare. Așa încât un matineu pe data de 16 august va avea loc la delfinariu. Al doilea lucru, festivalul Chimaro. Festivalul de muzică, acel festival care strânge mii și mii de oameni în fiecare an. Anul trecut nu a fost în Constanța, din păcate, și era când ce să mă fie nici anul acesta și am zis că nu vrem să se întâmple acest lucru, vrem să ne asigurăm că se întâmplă la Constanța. Ne bucurăm că anul ăsta revenim, o să fie în aceeași locație, 2021 respectiv, în această parcare recent eliberată. Este un festival prin care vine, pe care reunește cei mai cunoscuți, cei mai iubiți artiști și formații din România. E un produs al celor 3 posturi de radio, Kiss FM, Magic FM, Rock FM, de aici cele 3 serii
pe profil. Un lucru foarte important, sunt alături de noi partenerii și sponsorii. Evenimentul este organizat de Teatrul de Stat Constanța, finanțat de Consiliul Județean Constanța, partener principal primărie municipiului Constanța, sponsor principal PPC, furnizor de energie. Visul meu este ca acest oraș, în 2033, Constanța să fie un candidat foarte serios, poate chiar să obțină titlul de capitală culturală europeană. Această titlă creează premisele unei dezvoltări și a unei expuneri extraordinare. Înseamnă investiții europene pe lungă durată în patrimoniu, în cultură, înseamnă o deschidere către tot ce înseamnă valori europene, către turism european. Nu poate să facă nici Erin, nici domnul Mitroi, nici domnul Chițac, nici nimeni nu poate să facă singur acest lucru. Și dacă vom visa împreună acest lucru, cred că el se poate întâmpla.